Astăzi s-a încheiat cea de-a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Tranziție Justă 2021-2027, găzduită de județul Hunedoara. Timp de două zile, pe agenda de discuții s-au aflat o serie de documente programatice, metodologii și ghiduri care au fost supuse aprobării. Întâlnirile de lucru au avut loc în municipiul Hunedoara. Prin programul Tranziție Justă 2021-2027, județul Hunedoara dispune de aproape 526 milioane de euro, fonduri care trebuie absorbite în următorii ani. Județul Hunedoara este de altfel beneficiarul celei mai mari alocări din acest program. Fondurile sunt destinate cu preponderență mediului de afaceri, dar și autorităților publice locale. De acești bani vor beneficia toate zonele județului afectate de monoindustrie, Valea Jiului, zona Hunedoara Călan și Ținutul Pădurenilor, fosta zonă minieră Brad. Suntem pregătiți să utilizăm în mod coerent și integrat banii europeni, astfel încât să asigurăm generațiilor viitoare garanția accesului la formare și reconversie profesională, la noi locuri de muncă, să contribuim substanțial la creșterea calității vieții populației în aceste teritorii. Astfel ne asigurăm, conform dezideratului european specific tranziției juste, că nu lăsăm pe nimeni în urmă, a precizat președintele Laurențiu Nistor în intervenția sa. La reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Tranziție Justă au participat Andreea Ana Maria Nagar, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, reprezentanții ai Comisiei Europene, membri ai Comitetului de Monitorizare, precum și invitații din județele Gorj, Dolj, Mureș, Prahova și Galați, beneficiari de fonduri prin Programul Tranziție Justă.